Bună și bine v-am regăsit! Am revenit pentru că am primit o nouă comandă de pe eStyle și iată că și de această dată m-am aventurat să comand articole vestimentare. Însă, așa cum fac de fiecare dată, îmi place să vă reamintesc faptul că eu nu plătesc pentru aceste produse, prin urmare să zicem că îmi permit să fiu rebelă, întrucât altfel aș fi poate un pic mai cumpătată și nu aș avea atâta tragere de inimă să dau banii pe aceste haine de pe acest site, căci nu știi întotdeauna ce urmează să primești. Cumva de asta mă și atrage ideea de a-mi comanda, pentru că mă distrează, să zicem, să fac tipul acesta de clip. Iar primul articol pe care l-am primit este fix ceea ce port în acest moment. Știți că de obicei îmi place să mă îmbrac fix aici în clip cu ce am primit. De această dată, pentru partea superioară a trupului, nu am decât acest pullover, pentru că restul sunt fuste, adică 4 la număr, pe care vi le voi arăta imediat. Așa că pe parcursul clipului voi rămâne îmbrăcat astfel, rămânând să vă inserez cadre cu fustele comandate. Întâmplarea face totuși ca de această dată să fiu relativ mulțumită de ceea ce am primit, să fie articole purtabile pe care să le poți scoate în principiu pe stradă fără să te simți prost. Este și cazul acestui pulovăraș pe care eu îl consider simpatic. După cum puteți observa, are ceva nasturi interesant, să zicem. Este decent, arată bine, materialul este unul călduros, pufos. Este poate puțin mai micuț, mai scurt decât părea în poze, dar nu mă deranjează, din contră, mă bucur acest lucru, căci înseamnă că îl pot purta fără probleme atât cu pantaloni cât și cu fuste. Dacă bine mi-amintesc, l-am comandat în mărimea L și mai era disponibil pe invers, adică negru pe unde este al meu alb și alb pe unde este al meu negru. Trecând la categoria fuste, voi începe cu cea pe care cred eu că aș putea o trece drept piesă a acestui pullover, întrucât seamănă destul de mult, adică materialele sunt relativ asemănătoare, fusta este făcută dintr-un material pe care eu în general îl am în ceea ce înseamnă pullover, mai rar în fuste, este genul acela de material, are și o bandă din dantelă în partea de jos, care arată decent, nu arată ieftin. În ceea ce privește talia, este elastică, astfel încât să nu te condiționeze atunci când vine vorba despre centimetrii pe care îi ai, întrucât permite cumva mai multor siluete să se introducă aici. Partea mai puțin avantajoasă este dată de faptul că, fiind cumva elastică și mulată, nu prea permite să ascunzi nimic din ceea ce nu ar trebui să fie pe trupul tău. Dar mie îmi place și, așa cum vă spuneam, mi se pare destul de interesantă spre a o combina și cu acest pullover. Însă eu nu voi face asta, căci dacă aș face, consider că aș duce ținuta într-o zonă prea de doamnă, iar eu încă mai pretind că sunt o adolescentă. Următoarea fusă de pe listă este aceasta pe care o descriau ei ca fiind cafenie pe site. N-aș ști exact în ce culoare să-i aloc, căci este destul de incertă treaba, este așa un fel de mini imprimeu sau ceva. Aceasta are talia jumătate-jumătate, adică jumătate este fixă, jumătate este elastică, ceea ce e perfect, pentru că în față te strânge și te face să par suplă, iar la spate te ajută să te eliberezi. Aceasta a avut și o curea integrată, dar cred că am pierdut-o sau ceva, că nu-mi dau seama în acest moment pe unde am pus-o. Ce îmi place la ea este că materialul este foarte ușor de călcat, în același timp este cumva și la fel de ușor de șifonat, căci observ că nici n-am pregătit-o bine pentru clip, că s-a șifonat la loc. Materialul este fain, cred că este bumbac, nu știu 100%, stați să vedem dacă găsesc pe aici. Da, 95% este bumbac și 5% elastan, iar mărimea în care eu am comandat-o este L, așa cum vă spuneam. În general, ca o să fiu destul de atentă la recenziile pe care produsele le au pe site, fix pentru a evita situații în care să mă trezesc cu 5 produse care să nu fie deloc pe placul meu. Aceasta cred că mai era disponibilă și pe negru și pe alte culori chiar, dar sunt situații în care o anumită culoare este disponibilă imediat, adică este în stoc și pachetul pleacă imediat spre tine, și o altă culoare este disponibilă abia într-o săptămână, două,
și eu, pentru că sunt foarte nerăbdătoare, în general evit acele produse. Cea de-a treia fustă este mai degrabă de vară, căci materialul pentru asta o recomandă, este destul de subțire. Cumva și culoarea te duce cu gândul așa mai la primăvară. Îmi place că și aceasta are talia jumătate fixă, jumătate elastică, astfel încât să te ajute să te simți atât suplă cât și să te simți comod în ea. Așa cum vă spuneam, materialul este destul de subțire, este și ușor transparent, ceea ce va genera o situație, aceea de a o purta cu o jupă. Îmi place că este destul de buclată, destul de ondulată, cum îi zice, are multe valuri. Nu vine în momentul acesta termenul, așa că oricât mașinii să-l invoc, nu va sosi printre noi, nu o să mai insist. Da, îmi place și aceasta, este decentă. Aș fi vrut să zic că aștept primăvara pentru a o putea purta, dar nu o să cad în această capcană, căci eu mai întâi îmi doresc cel puțin o zăpadă și după aceea o primăvară. Iar ultima fustă pe care vă arăt s-ar putea să îi se pară cunoscută, dacă m-ați mai urmărit și în alte clipuri, cu produse de pe YesStyle. Căci este acea fustă pe care am mai comandat-o la un moment dat într-o nuanță de albastru, și despre care v-am spus eu că sunt destul de încântată și pe care am comandat-o acum și în cea de-a doua nuanță în care este disponibilă. Îmi place mult, am comandat-o în mărimea M, pentru că la momentul acela pe cealaltă am luat-o L și vă spuneam eu că mi este puțin largă în talie, aceasta mi este fixă. Nu știu cum e mai bine, dar materialul este relativ elastic și atunci nu este neapărat rău faptul că e fixă. Problema pe care o am cu ea, dar pe care știam că o să o am dată fiind experiența cu cealaltă, e legată de faptul că se calcă greu și se șifonează ușor. Și tot în legătură cu ea am avut și o experiență pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi pentru ca voi să puteți evita astfel de situații pe viitor. Spre exemplu, atunci când călcați un produs ca acesta într-o astfel de nuanță mai ales, e de preferat să nu mâncați și biscuiți cu ciocolată în același timp, căci altfel vă veți alege cu aceste pete pe care eu le-am produs pe această fustă. Ceea ce nu-i de dorit, evident, dar biscuiții au fost buni, să știți. Și cam asta e tot, cam asta am produs cu această ocazie și cu această comandă. Ca de fiecare dată vă amintesc că am și eu un cod de reducere de 5% pe site-ul celor de la YesStyle și tot ca de fiecare dată o să vă spun faptul că e de preferat ca această reducere să o folosiți în scopuri cosmetice, acolo mergeți la sigur. În ceea ce privește hainele, după cum vedeți, este o loterie și cu excepția situației în care poate ați observat un articol aici la mine în video și atunci vă lămuriți clar cum arată el în realitate, ar fi de preferat ca luându-vă doar după pozele de pe site să nu fiți foarte încrezătoare și să nu vă avântați în astfel de comenzi dacă nu sunteți foarte sigure pe ceea ce ați văzut acolo și pe ceea ce ar putea fi în realitate. Așadar, asta e tot pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit și să știți că ne vom revedea curând. Relativ curând cred că ne vom revedea și cu o nouă comandă de pe YesStyle, așa că în principiu voi mai avea niște păreri de emis într-un viitor apropiat cu privire la astfel de haine. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit. Ne revedem cât se poate de curând. Pa, pa!